În ultimii ani, în această zonă au fost construite mai multe case și cu toate că există curent pe toată strada, localnicii nu beneficiază de iluminat public. Cetățenii au decis să ceară administrației locale să le rezolve problemele, însă deocamdată au primit doar promisiuni. Deși au trecut mai bine de două săptămâni de când sighetenii din această zonă au semnalat problemele pe care le au, reparațiile sunt încă în așteptare.